ultima dată când am fost în cartea Isaia, înainte să fac o scurtă paranteză pentru a concluziona sau a concluziona, a puncta anumite aspecte din cartea Coloseni, din ciclul care l-a finalizat fratele Călin. Ne-am aflat la începutul capitolul 56 din Isaia și am văzut prezentat de Isaia poporul lui Dumnezeu așa cum ar trebui să fie el, cum ar trebui să arate acest popor. Un popor așa de atrăgător încât ni se spune că și cei străini ar vrea să alipiască de el. Și Isaia spune că oameni care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu, dar pentru că au văzut frumusețea unei vieți trăite sub autoritatea lui Dumnezeu, vor căuta să se alipiască de acest popor. Ni s-a prezentat un popor care trăiește sau ar trebui să trăiască în frică de Dumnezeu. Și această frică, această credință și reverență față de Dumnezeu ar trebui să se vadă în viața poporului. Nu este doar ceva declarativ, nu este ceva care se spune doar la slujbele religioase, ci ar trebui să se vadă în toată viața unui popor care pretinde că este un popor al lui Dumnezeu. În primul rând ar trebui să se vadă în aspectele morale, în felul în care își trăiesc viața. Și am văzut că Isaia ne spune în primele versete din capitolul 56 că acela care se teme de Dumnezeu trebuie ca să-și păzească mâna, să-și stăpânească mâna, ca să nu facă ceea ce este rău, să nu facă ceea ce este neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Apoi un popor care trăiește în frică și în credință față de Dumnezeu ar trebui să se remarce mai ales, ne spune Isaia, prin devotamentul său în închinare. Și lucrul acesta, ne arată Isaia, se va remarca sau s-a remarcat în Vechiul Testament atunci când poporul a devotat cu sfințenie ziua de sabat. A pus-o deoparte, cum a poruncit Dumnezeu, pentru închinare și odihnă în Dumnezeu. Cu atât mai mult, biserica ar trebui să se odihnească în mod constant în Hristos și de asemenea să devoteze ziua de duminică, ziua Domnului, pentru închinare și pentru odihnă în Mântuitorul nostru. Un popor care, într-adevăr, este marcat de prezența lui Dumnezeu, va fi un popor transformat în comportamentul lui, în viața lui și în închinarea, și în închinarea lui. Acum în versetele 9 la 12, unde ne aflăm în această dimineață, ni se arată nu starea dorită a poporului, nu starea poporului așa cum ar trebui să fie ea, ci ni se dezvăluie din nou starea reală a poporului. Cum este acest popor al lui Dumnezeu? Am văzut cum ar trebui să fie el și acum începem să vedem de fapt cum este el. Și Isaia începe în aceste versete cu liderii poporului, cu cei care sunt în fruntea poporului. Apoi în capitolul 57 vom vedea de la versetul 1 la 13, vom vedea că Isaia adresează poporul per total. Tot poporul se află în această stare necorespunzătoare, dar întâi el începe cu liderii poporului. Acum el vrea să semnaleze degradarea poporului dovedită prin conducătorii lui. Altfel spus, dacă acești oameni care reprezintă poporul, care ar trebui să fie cei mai buni din popor, care ar trebui să fie fruntașii poporului, sunt în această stare de degradare, cu atât mai mult sau într-o măsură similară, am putea spune, este întreg poporul. Da? De aceea când noi ne uităm, de exemplu, la conducătorii țării noastre și suntem dezamăgiți, nu ne spune altcineva decât că am ales cei mai buni dintre noi. Și că per total, ca și popor, ca și societate, ăștia suntem. Cei care ne reprezintă nu sunt altceva decât o oglindire a noastră. Și cei care stăteau în fruntea poporului Israel nu erau diferiți decât poporul care îl conduceau. Și atunci când liderii unui popor sau liderii unei biserici ajung într-un asemenea hal, situația este extrem de devastatoare. Pentru că ei, acești lideri, sunt chemați în primul rând să fie la un standard mai înalt în virtutea oficiului care l-au. Ei, într-adevăr, sunt, până la urmă, oameni ca și orice om, dar oficiul sau postul care îl dețin cere o demnitate, cere un alt standard, un alt comportament.
Și un păstor, de exemplu, este chemat să trăiască la acest standard mai înalt. El va fi sub un scrutin atât public, dar și în fața lui Dumnezeu până la urmă. El va fi chemat de Dumnezeu să dea o socoteală pentru slujirea care a făcut-o. Și de aceea Scriptura ne spune că n-ar trebui să caute mulți dintre noi să fie învățători, să fie fruntași, să fie conducători în poporul lui Dumnezeu, pentru că va fi o scrutină mai mare. Pentru că Dumnezeu va cere mai mult dacă te afli în această poziție. Apoi, când liderii ajung în acest hal, este devastator, pentru că ei sunt cei care ar trebui mai mult decât ceilalți să cunoască voia lui Dumnezeu, să știe ce cere Dumnezeu de la oameni. Ei sunt responsabili apoi pentru a învăța poporul lui Dumnezeu voia lui. Ei trebuie să o cunoască și să o împărtășească cu poporul. Ei sunt modelul pentru popor. La fel cum păstorii sunt modelul pentru biserica lor. De aceea Scriptura ne spune să privim la mai mari noștri, să privim la sfârșitul vieții lor. Ei sunt un model pentru noi sau ar trebui să fie un model pentru noi. Ei sunt reprezentanții poporului, atât în fața lumii, dar și în fața lui Dumnezeu. Când un președinte face o gafă, aceasta reflectă negativ asupra întregului popor. Când fruntașii lui Israel făceau ceva nepotrivit, necorespunzător cu cuvântul lui Dumnezeu, reflecta pentru întreg popor. Când un păstor calcă greșit, aceasta va reprezenta că ne place, că nu ne place întreaga biserică. Dacă eu mă fac de rușine, și dumneavoastră sunteți făcuți de rușine. Dar nu doar în fața lumii, ci și în fața lui Dumnezeu, într-un sens, păstorii sau conducătorii poporului Dumnezeu îi reprezintă. Vedem lucrul acesta din nou și din nou în Sfintele Scripturi. Cum ziceam, ei vor da socoteală pentru turma, pentru poporul care Dumnezeu i-a pus sub călăuzirea lor. Vedem, de exemplu, în bisericile din Apocalipsa, Dumnezeu se adresează îngerului, da, sau păstorului, liderului din acea biserică. El este reprezentantul inclusiv înaintea lui Dumnezeu. El va da socoteală pentru acea biserică. Și oamenii aceștia care sunt vizați aici erau responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru popor. Și situația este gravă când se ajunge în acest hal, pentru că este aproape iremediabilă. Aproape că omenește vorbind, am putea spune că nu mai există vreo soluție. Atunci când avem, de exemplu, un popor de oameni sfinți, de oameni temători de Dumnezeu, cei care nu sunt sfinți, în cadrul poporului, vor fi corectați, în primul rând, de popor. Și lucrul acesta va fi adevărat și despre lideri. Când avem o biserică de oameni temători de Dumnezeu și se infiltrează un lider în fruntea bisericii care nu este temător de Dumnezeu, acea biserică în scurt timp își va da seama, hei, nu este. A zis că-i oaie, a zis că-i păstor, dar de fapt el este lup. Și în scurt timp, acel popor de oameni sfinți și temători de Dumnezeu va declanșa un proces prin care va expulza acel lup răpitor. Sau dacă avem o biserică sau un popor de oameni care nu sunt sfinți, nu sunt în mare parte temători de Dumnezeu, dar au niște lideri duhovnicești, posibil ca în timp, prin lucrarea lor, acel popor să ajungă să fie temător de Dumnezeu. Dar când ajungem în această situație, când avem lideri lumești, lideri neduhovnicești și ajung ca să fie tolerați de întreaga adunare, în cazul acesta de întreg poporul Israel, ba mai mult ajung ca să fie acceptați și ajungem să ne lăudăm cu ei. Situația este aproape iremediabilă. Pentru că este indicativ de faptul că nu doar liderii sunt corupți, dar tot poporul este corupt. Întreaga biserică este compromisă. Și cine va mai remedia situația dacă liderii sunt neduhovnicești și sunt corupți și dacă biserica e în oriașii sunt de asemenea? Cine va mai lua cuvântul și va spune nu se mai poate așa? Schimbarea, omenește vorbind, schimbarea va fi aproape imposibilă. Și de aceea, situația în care se află poporul Israel în acest pasaj este deosebit de gravă. Pentru că vom vedea în această dimineață, liderilor, fruntașilor, erau oameni neduhovnicești, dar tot poporul se afla de asemenea în această stare. Structura pasajului nostru este simplă, ușoară de înțeles. În versetul
9 și în versetul 12 avem două invitații, ambele versete încep cu cuvântul veniți și vedem apoi conținutul care este între aceste două paranteze, între aceste două invitații făcute, da? Prima invitație din partea lui Dumnezeu, care arată pericolul în care se află poporul. A doua invitație este acum din partea liderilor. Liderii dau un fel de răspuns la invitația lui Dumnezeu, care arată indiferența lor față de mustrarea lui Dumnezeu. Și în mijlocul acestei paranteze, în versetul 10 și 11, avem mustrarea liderilor lui Israel din partea lui Dumnezeu. Sau avem descrierea lor, să descrie pericolul acesta imens care există printr-o conducere neduhovnicească. Versetul 9 spune în felul următor. Veniți voi toate viețuitoarele câmpului. Veniți și devorați voi toate viețuitoarele pădurii. Ce se petrece în acest verset? Ne întrebăm în primul rând pe cine cheamă să vină Domnul și de ce? Răspunsul la întrebarea pe cine este foarte simplă. Se spune că toate viețuitoarele câmpului și a pădurii sunt invitate de Dumnezeu. Acum în contextul acesta, în contextul cărții Isaia și în contextul cărții în contextul Vechiului Testament, înțelegem că poporul lui Dumnezeu este în mod general reprezentat ca și o turmă. O turmă de oi, da? Și înțelegem atunci că atunci când se vorbește despre viețuitoarele sau fiarele câmpului și a pădurii, vorbim despre animale care nu fac parte din turma Domnului. Animale sălbatice care sunt din afara turmii. Și aceste animale sălbatice care nu fac parte din poporul lui Dumnezeu sunt invitate acum de Dumnezeu să vină. Cu ce scop? Cu ce scop invită Dumnezeu aceste animale sălbatice care nu fac parte din turma lui să vină? Și scopul este acesta. Veniți și devorați. Sunt chemate să sfâșie turma, să sfâșie poporul. Sunt chemați la un măcel, sunt chemate la un ospăț sângeros. Dar de ce ar face Dumnezeu o asemenea invitație? În primul rând, o face ca și o atenționare pentru popor. Dumnezeu vrea să semnaleze cât de gravă este situația și cât de mare este pericolul. Încât animalele acestea, care nu fac parte din turmă, care sunt sălbatice, ar putea să vină la orice moment și să sfâșie turma. Vrea ca poporul să vadă cât de iminent este acest pericol. Practic, poporul fiind în această stare, poporul invită fiarele să-l devoreze. Este o invitație publică la cei din afară, la cei din păgânitate, veniți și nimiciți acest popor. Pentru că suntem slabi și răzvrătiți, pentru că nu avem fruntași, pentru că nu avem oameni care ne conduc, nu avem oameni care ne protejează. Este echivalentul cu a-ți lăsa cheile în contact și a pleca de lângă mașină sau a-ți lăsa poarta larg deschisă. Inviți, da? Ispitești pe cel care oricum are tendințele acestea să te jefuiască, să o facă. Când treci pe lângă mașina ta și ai Mercedes-ul nou-nouț, parcat, pornit cu cheile în contact și trece hoțul, da? Trece animalul pe lângă mașina ta cu cheile în contact, ce va vrea să facă? Va vrea să o fure. Și Domnul spune poporului, ceea ce faceți prin comportamentul vostru, ceea ce faceți prin liderii aceștia neînțelepți, incapabili, care stau în fruntea voastră, este să invitați pe cei din afară să vină să vă nimicească. Apoi, în al doilea rând, nu este doar ca și o semnalare a slăbiciunii lor și a pericolului în care se află, și este ca și o judecată din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu, datorită stărilor păcătoase, Dumnezeu, datorită lipsei de pocăință, îi dă pe mâna fiarelor. Cum a făcut-o din nou și din nou cu poporul Israel. Le-a spus de repetate ori prin proroci, pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Și când n-au ascultat, au suferit consecințele. Și Dumnezeu spune din nou, pentru că nu ascultați, pentru că nu vreți să vă pocăiți de bunăvoie, am să vă dau din nou pe mâna fiarelor. Am să invit pe acești oameni din afara turmei, pe aceste popoare din afara turmei să vină și să sfâșie turma. Ca și un act de disciplină. Ca și un act de judecată. Istoria bisericii de asemenea este la fel. Când biserica nu a ascultat,
Când biserica n-a ascultat îndemnurile lui Dumnezeu prin cuvântul său, Dumnezeu a îngăduit în istoria ei de multe ori persecuție, suferință, încât să înțeleagă mesajul, mesajul care nu l-a înțeles de bunăvoie. Cineva zicea că suferința este limba sau limbajul universal. Toți o înțelegem. Dacă ne-am astupat urechile când Dumnezeu ne cheamă din nou și din nou și din nou, atunci când dă suferința în viața noastră, dintr-o dată ne deastupăm urechile și suntem pregătiți să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, aceasta este judecata asupra voastră dacă continuați în neascultare. Apoi în versetul 10 și versetul 11, ni se arată starea liderilor poporului Israel. Această stare care pune în pericol poporul Dumnezeu. Străjerii lui Israel, spune Isaia, sunt orbi și sunt fără cunoaștere. Toți sunt niște câini de pază muți, care nu pot să latre, care stau tolăniți și visează și cărora le place să doarmă. Sunt niște câini foarte lacomi, niciodată nu sătui. Sunt niște păstori fără pricepere, fiecare urmându-și propriul drum, fiecare fără excepție, umblând după propriul câștig. Ni se arată care este starea conducerii acestui popor care îl expune la acest pericol. Întâi, observăm ce ar trebui ca să fie ei. Prin titlurile sau prin etichetele care se aplică acestor oameni, înțelegem că ei au un rol care ar trebui să-l împlinească. Ni se spune că ei sunt străjerii lui Israel. Străjerii lui Israel. Care este rolul unui străjer? Străjerul trebuie să vegheze. Străjerul trebuie să păzească. El este un paznic, da? Ce anume trebuie el să vegheze și să păzească? Pe el păzește cetatea. Sau el păzește granița. Da? El urcă pe zidul cetății și stă acolo toată noaptea și veghează. Da? El caută ca cei care sunt înăuntru cetății să fie protejați de ceea ce este în afară. Dacă cumva vreun pericol, vreo armată, niște răifăcători, să apropie de cetate, el trebuie să semnaleze acest pericol. Ca cetatea să se poată proteja. El vrea ca orice pericol care este în afara cetății să nu intre în cetate, să nu ajungă în cetate. Și acesta este rolul principal a unui lider spiritual, a unui lider duhovnicesc. Acesta este rolul principal a unui păstor. El trebuie să-și păzească poporul. El trebuie să fie vigilent, să se urce pe ziduri și să privească în adâncul nopții până la dimineață. Și în cazul nostru asta înseamnă până la revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Păstorul trebuie să urce pe zidul cetății, să uite în bezna nopții și să fie sigur că nimic nu se apropie de turma lui Hristos. Până când revine Hristos, să o ducă în veșnicie, să o ducă în siguranță. Ăsta este rolul, asta este descrie, este fișa postului. El nu are voie, păstorul, străjerul, să fie luat prin surprindere. Ei nu au voie să dormiteze. El știe că tot ceea ce stă între popor și inamicul care este în afara cetății, este el. De aceea l-a pus Dumnezeu acolo. De aceea când discuți cu un străjer, s-ar putea să vi se pară o personalitate stranie. Când discuți cu un păstor care își îndeplinește fișa postului, s-ar putea să se pară că nu-i foarte plăcut de a sta de vorbă cu el de multe ori. Este hipervigilent. Iată, paranoic. Mă cineva zicea că dacă e adevărat, nu ești paranoic. Dacă zici, toată lumea vrea să mă omoare. Ești paranoic dacă nu e adevărat. Dar dacă e adevărat, nu ești paranoic. Ești înțelept. Și noi știm că avem o luptă care este dusă împotriva forțelor celui rău și l-ar vrea în orice fel posibil dacă ar fi cu putință să ne omoare. Așa că păstorul care este tot timpul hipervigilent, el se uită, este ca și un părinte, dacă ați văzut vreodată un părinte cu un proaspăt născut care începe să ia primii pași. E frică maximă. Să nu cumva să lovească de colțul mesei. Să nu cumva să pună mâna pe aia. Să nu cumva să se împiedice acolo. Să nu cumva... Ăsta este păstorul. Este un părinte îngrijorat tot timpul. Să uită la oițele din turmă și el se gândește. Dacă pășește acolo, își rupe piciorul. Dacă se duce în direcția aia, cade în prăpastie. Dacă merge dincolo... Și bea din apa aia se otrăvește.
El este hipervigilent, nu poate, pentru că îi pasă, da? Este extrem de serios. Prin asta nu spun că nu are momente în care glumește sau râde, dar în general personalitatea lui este una de seriozitate. Înțelege că rolul în care el este pus de Dumnezeu este vorba de viață și de moarte. Nu este ceva care poate fi luat în derâdere, nu este ceva care poate fi luat fără seriozitate, este vorba de sufletele oamenilor. Este un om de obicei obosit. El veghează în timp ce tu dormi. Este ca și un părinte cu un copil care trece printr-o boală sau printr-o suferință și stă la marginea patului și nu doarme toată noaptea. Veghează asupra lui. De multe ori, dacă stai de vorbă cu străjerii bisericii, ei sunt obosiți. Ce-i cu oamenii ăștia? Sunt obosiți, sunt posomorâți, sunt apăsați. Deci zici că toată lumea e pe umerii lor. Ei așa o văd. Ei văd toată lumea, sau cel puțin microcosmul ăsta care i-a încredințat Dumnezeu în brațele lui, numită biserica locală peste care supraveghează, o văd ca și fiind pe umerii lor. Că tare de multe ori când stai de vorbă cu asemenea oameni, zici, bă, nu-s oameni, nu-s băieți de gașcă. Nu sunt oameni cu care aș vrea să petrec foarte mult timp. O oră, două, o zi. Apoi ni se spune nu doar că sunt străjeri, dar ni se spune că sunt niște păstori. Care este rolul păstorului? Ce ar trebui să fie acest oameni în fruntea poporului? El are două funcții principale. Prima funcție este similară cu a străjerului. El trebuie să păzească și în felul acesta un păstor este un străjer. Dar un păstor trebuie să vegheze asupra turmii lui. El trebuie să strângă oile toate la un loc. De ce? Să nu se rătăcească și să se expună la lup răpitor sau la alte animale sălbatice sau la orice fel de pericol. Când toate oile sunt strânse la un loc și sunt sub paza, sub vegherea păstorului, ele sunt în siguranță. Dar când una este în dreapta și una este în stânga, poate să vină lupul și să o ia și păstorul nici măcar n-ar vedea lucrul acesta. Păstorul este întotdeauna cu ochii în patru. Se uită la fiecare oaie în parte. Ce se întâmplă cu fratele Bogdan? Cum este viața lui? Ce se întâmplă cu sora Liliana? Ce se întâmplă cu fratele Ciprian? Ce se întâmplă cu fratele Radu? Ce se întâmplă cu fratele Călin? Și în timp ce se uită la toate oile acestea individuale, care sunt o singură turmă, el se uită în același timp la toate pericolele care pasc aceste oi. Ce amenință viața fratelui Bogdan? Ce îi pune în pericol viața lui spirituală? Ce amenință familia lui? Poate care el nici nu le vede. El merge fericit pe cărarea pe care se află și când tu vii și îl tragi de mânică, hei! Frate, ce ai cu mine? Păi dar nu vezi prăpastia? Ce prăpastie, frate? Eu mă duc fericit aici, lasă-mă să fiu o oaie fericită. Tu vrei să-mi furi fericirea? Nu, eu văd prăpastia, tu nu o vezi. Păstorul este cu ochii în patru. El se uită de același timp la oile lui, la terenul periculos, la inamicii care vreau să le atace. El este un veghetor. El este unul care păzește turma. A doua responsabilitate nu este doar să o păzească, ci să o pască, să o hrănească. Nu este suficient ca să păzească turma și să o lasă să moară de malnutriție. Doamne, eu am strâns toate oile la oaltă, le-am păzit, nu le-a luat niciun lup, n-au căzut nicio prăpastie, dar au murit de foame. Să văd cioantele. Nu merge așa ceva. Păstorul trebuie în egală măsură să păzească, dar și să pască turma. Turma trebuie dusă la pășun verzi. Turma trebuie dusă la apă curată, la apă curgătoare. Altfel, turma nu va fi sănătoasă dacă nu are hrana și apa necesară. Și acea hrană și acea apă vie se găsește doar în cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să protejeze și el trebuie să pască, el trebuie să vegheze și el trebuie să hrănească. Liderul spiritual are aceste două responsabilități față de Dumnezeu. După aceste responsabilități, după această fișă apostului ca lider în poporul lui Dumnezeu, va fi el evaluat. El trebuie să păzească și el trebuie să pască. Iar dacă falimentează în aceste două aspecte, nu contează cât de eficient este el în alte aspecte care el le-a inventat și care Dumnezeu nu le-a pus în grija păstorului. Este irelevant dacă păstorul este un bun manager, dacă nu este un păstor. Dacă nu păzește și dacă nu paște. Nu contează dacă este creativ. Nu contează dacă vorbește frumos. Nu contează dacă este popular.
Nimic nu mai contează dacă nu este un bun păstor, dacă nu păzește și dacă nu paște. Și lucrul acesta îl înțelegeți în orice alt domeniu. Nu te-ai duce, de exemplu, la un medic pentru că este foarte bun la tenis. Corect? Nu te-ai duce la un medic pentru că se îmbracă foarte frumos. Nu te-ai duce la un medic pentru că e foarte popular și are foarte mulți prieteni. Te duci la un medic pentru că este competent să se ocupe de boala care o ai. Nu te duci la un păstor pentru nimic altceva decât faptul că este competent, chemat și înzestrat de Dumnezeu să păzească și să hrănească. Toate celelalte devin irelevante. Și tot ceea ce face este inutil dacă nu păzește și nu paște turma Domnului. Dar cum sunt în contrast cu rolurile care se desemnează pentru acești oameni, cum sunt prezentați nouă și poporului Israel, străjerii și păstorii lui Israel? În primul rând se spune că străjerii aceștia sunt orbi și sunt toți fără pricepere sau fără cunoaștere. Acum gândiți-vă dacă ai angaja un paznic la tine la firmă sau să-ți păzească un imobil sau orice ar fi. Ai angaja un străjer. Care ar fi calitățile dorite de la acea persoană care trebuie să fie paznic? În niciun caz, dacă un candidat s-ar prezenta și ar spune ceea ce mă recomandă pe mine este că sunt orb și sunt prost. Te rog, angajează pe mine ca și paznic. Deci, în primul rând, ești orb, ceea ce înseamnă că nu poți fi paznic. Și dacă ești și nepriceput, nu ești nici măcar inteligent, chiar că nu poți fi paznic. Mie îmi trebuie un om capabil. Îmi trebuie un om care are simțurile necesare ca să îndeplinească acest job. Și trebuie un om care are înțelepciunea necesară. Și exact așa, orbi și fără cunoaștere sau nepricepuți, exact așa descrie Dumnezeu străjerii lui Israel. Evident că orb și fără cunoaștere are în vedere, în primul rând, starea lor spirituală. Ei nu erau fizic orbi, ci spiritual vorbind erau orbiți. Ei nu erau proști sau necunoscători în sensul de lipsiți de intelect. Poate erau cei mai inteligenți din poporul Israel. Ci erau lipsiți de pricepere duhovnicească. Ei erau călăuze oarbe puși în fața poporului să călăuzească spre Dumnezeu, dar ei erau orbi, ei nu vedeau calea. Ei nu-i vedeau pe Dumnezeu. Rolul lor era să vegheze, dar ei nu dețin instrumentul elementar pentru această slujbă, nu dețin vederea. Nu poți veghea dacă nu vezi. Ba mai mult, nu sunt descriși doar ca și orbi și nepricepuți, ni se spune că ei sunt niște câini. Acum, într-adevăr, în paza unei turme sunt utilizați și câini. Nu? Dacă mergi la stână, mergi la oi, o să vezi acolo ciobani, păstori, da? Și o să vezi că au cu ei câini. Dar uitați ce fel de câini sunt acești străjeri. Câinii și străjerii sunt aceiași. Nu sunt străjerii, păstorii care au niște câini pe lângă ei în acest pasaj. Sunt aceiași. Câinele aici este o metaforă pentru felul de străjer care erau acești oameni. Toți sunt niște câini de pază muți, care nu pot să latre, care stau tolăniți și visează și cărora le place să doarmă. Sunt niște câini foarte lacomi. Niciodată nu sunt sătui. La ce folos ar fi un câine de pază mut, care nu poate să latră? Care stă tolănit, care doarme și visează toată ziua. Poate să vină lupul, poate să vină ursul, el sforăie. Care este nesătul. Poți să-i dai de mâncare cât vrei, el tot timpul trage cu ochiul după oiță. Și la un moment dat poate și îmbucă din una. Are niște apetituri care nu pot fi stăpânite. Rețin, eram copil, când ne-am mutat în Statele Unite, înainte ca să ne mutăm cu toții, eu și cu tata ne-am dus și pentru o perioadă am stat la unchiul meu, Laurențiu, el avea o fermă mare acolo și printre altele avea oi. Și avea doi sau trei, nu mai rețin exact, niște câini imenși, cu scopul ca să protejeze proprietatea și să protejeze oile. Și unul dintre câinii aceștia într-o zi a luat o razna și a atacat o oaie. A omorât-o, a sfâșiat-o. Când unchiul din casă a văzut scena aceasta, a luat pușca, a ieșit afară pe prisma casei și de peste drum a împușcat câinele mort și a terminat discuția.
străjerii, păstorii, care sunt câini, nu trebuie îngăduiți, trebuie împușcați. Pentru că rolul lor este să protejeze turma. Și când apetiturile lor și când personalitatea lor atentează la siguranța turmei, ei nu mai au niciun scop. Din nou înțelegem că descrierea este una spirituală în primul rând. Acești străjeri nu erau muți fizic. Ei puteau să deschidă gura și să semnaleze pericolul care era în jurul lor. Evident că puteau face acest lucru. Atunci de ce nu o făceau? Pentru că le plăcea să doarmă, ni se spune. Și pentru că sunt foarte lacomi. Inabilitatea lor era una morală și nu fizică. Ei erau inapți ca și străjeri, nu din cauza că nu aveau glas, ci din cauza că nu aveau inima corespunzătoare. Înclinația inimii lor era nepotrivită pentru slujba aceea. Dorințele inimii lor îi făceau inapți, incapabili să îndeplinească slujba în care se aflau. Ei iubeau mai mult poftele lor, confortul lor, plăcerile lor, câștigul lor, decât iubeau pe Dumnezeu și turma sa. Când aveau de ales între turmă și plăcerea lor, întotdeauna alegeau plăcerea. Când aveau de ales între a proteja turma de un inamic sau de a trage un pui de somn, alegeau puiul de somn. Între a proteja o oaie sau avea câștig pe urma ei, o sacrifica oricând. Oamenii aceștia nu aveau inabilități fizice, ci morale. Cum arată un asemenea lider astăzi? Este un păstor fără discernământ duhovnicesc. El nu vede pe Dumnezeu așa cum este el. Și nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu pentru că trebuie privite în mod duhovnicesc și spiritual. Iar această orbire spirituală duce la o ignoranță spirituală. Sunt păstori ignoranți, fără cunoaștere. Ei nu cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc voia lui Dumnezeu. Nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Posibil că sunt inteligenți, sunt deștepți, omenește vorbind, dar sunt ignoranți spiritual. Nu cunosc pe stăpân și nu cunosc instrucțiunile lui. Sunt niște câini de pază muți. Este păstorul acela agreabil. El nu latră. El este prea decent ca să latre. Să facă scandal. Nu că nu vrea să sperie oile, că asta ar fi onorabil, ci pentru că nu vrea să sperie lupii. Nu vrea să-i supere. Pentru că el vrea să fie agreat de tot și dacă cineva nu-i de acord cu el, el nu poate dormi seara. Că oare ce cred lupii despre el? Că poate lupii au fost jigniți. Este păstorul leneș. El pare activ de cele mai multe ori. El merge în dreapta și în stânga. El îți spune de câte întâlniri au avut în ziua aia, cât de aglomerat este calendarul lui. El organizează, el face pe managerul. Dar nu îndeplinește rolul lui de păstor. Nu protejează și nu paște turma din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești păstor și ai calitate de păstor, vreau să știu un singur lucru. Și anume, cât din activitatea ta ține de cuvântul lui Dumnezeu. Asta mă interesează. Citirea lui, studiul lui, predicarea lui, învățarea lui, încurajarea prin el, mustrarea prin el. Dar frate, am organizat aia, tabere, chestii, outreach-uri. Nu mă interesează. Ai două responsabilități. Pază și hrană. Crezi că vei putea păzi și paște turma lui Hristos altfel? Prietene, îți spun că visezi. Ăsta este singurul instrument care poate proteja și poate paște și ține sănătoasă o turmă a Domnului nostru Iisus Hristos. Ca tare, pe mine nu mă interesează cât de aglomerat e calendarul tău, și câte lucruri ai făcut, dacă acele lucruri nu țin de cuvântul lui Dumnezeu implementat în mijlocul turmei care o păstorești. Sunt niște câini foarte lacomi și niciodată sătui. Este păstorul ambițios, a cărui apetite nu pot fi satisfăcute. El are nevoie de mai mult succes, întotdeauna. Congregația care o are e prea mică pentru el. Este un om de un calibru prea mare să predice doar la 50 de oameni. Și trebuie să facă orice știe el. Să ajungă la 500 de oameni. Are nevoie de mai mulți bani. Salariul lui întotdeauna e prea mic. Oricât l-ai plăti. El mai are nevoie de niște sponsorizări. El mai are nevoie de niște plicuri. El mai are nevoie de niște surse.
Poți să-i dai 2000 de euro pe lună. El are nevoie de mai mult. Și el merită mai mult și el îți explică de ce e justificat. Are nevoie de mai multă recunoaștere, are nevoie de mai multă plăcere, are nevoie de mai mult de orice. Apetitul lui pentru dorințele lui este de nesatisfăcut. Și acest apetit îl stăpânește. El nu poate păstori pentru că este preocupat cu stâmpărarea apetitelor personale. Și știm toți care sunt cele trei pericole care pasc orice păstor, da? Care vor falimenta orice slujire. Femei, faimă și finanțe. Și când se ajunge ca biserica să aibă asemenea oameni care cad în asemenea capcane și totuși să fie acceptate, situația este aproape iremediabilă. Apoi ni se spune despre păstorii Israelului că sunt niște păstori fără pricepere. Că fiecare își urmează propriul drum. Că fiecare, fără excepție, umblând după propriul câștig. Primul lucru care din nou trebuie să remarcăm este că ei sunt niște păstori. Deci oficial și funcțional ei sunt în fruntea poporului. Dar nu sunt păstori după placul lui Dumnezeu. Acum, acești păstori care sunt în frunte, Dumnezeu îi acuză în trei feluri. În primul rând, li se spune din nou că sunt fără pricepere. Evident că priceperea duhovnicească, cunoașterea lui Dumnezeu prin cuvântul său, este deosebit de important pentru această slujire. Apoi ni se spune că urmează propriul lor drum. Și a treia acuză adusă împotriva acestor păstori este că umblă după propriul câștig. Este exact opusul de ceea ce ai vrea într-un păstor. Dacă ai avea o turmă de oi și ai căutat să angajezi un păstor, cum l-ai vrea? În niciun caz nu l-ai vrea fără pricepere, care nu știe cum să facă această meserie. Și ai vrea un păstor care să ducă turma pe cărările cunoscute și dovedite ca și fiind sigure. Poate tu și îi spui în ce pășun să meargă, îi dai o hartă. N-ai vrea unul care să ducă turma prin toate pădurile periculoase și prin toate locurile unde ar putea ca să fie nimicită turma. Și ai vrea ca să apere păstorul în primul rând, interesul tău este turma ta. Adică să protejezi acea turmă. Nu să o pună în pericol pentru câștigul lui personal. Primul negustor care vine și spune, nu-mi dai și mie o oaie. Cât îmi dai? Și dă oaia. Nu, el să apere turma împotriva la orice pericol. Chiar să-și pună în pericol viața lui pentru a apăra turma ta. Și Dumnezeu spune că păstorii care erau în fruntea Israelului nu erau asemenea păstori. Erau păstori fără pricepere. Adică posibil că vorbim chiar despre un păstor care nu este regenerat, nu este născut din nou. Sau, cel puțin, deși este într-adevăr un copil al Domnului, nu are priceperea necesară pentru a sta în fruntea turmei. El are nevoie ca să fie învățat. El n-ar trebui să învețe pe nimeni. El are nevoie ca să fie păstorit. El n-ar trebui să păstorească pe nimeni. Este păstorul acela inovativ care îl avem astăzi. Păstorul relevant. Păstorul contextualizat. Păstorul modern. Păstorul mai preocupat despre hainele lui decât despre mesajul lui. Și din ignoranța lui cumplită, acest păstor inovativ croiește un nou drum și o nouă cărare. El nu urmează cărările vechi și demodate, el are un nou drum. Ignoră total instrucțiunile stăpânului, harta după care ne-a spus stăpânul să ne ghidăm. Stăpânul a zis, ăstea-s pășunile mele, du oile acolo, așa ajungi la el. Pe cărarea Isaia, pe cărarea Luca, pe cărarea Corinteni. Păstorul zice, mă, dar sunt alte cărări, filosofice, relative, moderne, frumoase, interesante, să mă duc tot pe alea vechi? Problema este că cărările noi nu duc la pășunile stăpânului, duc la alte pășuni. Păstorul modern, mai nou, nici măcar nu consultă harta lăsată de stăpân. El este păstorul care umblă după propria cărare și ne spune Isaia, umblă după propriu câștig.
De aceea și ignoră instrucțiunile stăpânului. Că în ele, în aceste instrucțiuni care le avem în Sfintele Scripturi, nu prea este loc pentru edificarea de sine. Cel puțin nu pentru edificarea carnală. Nu prea există mult câștig. Slujitorii Domnului, de pe paginile Sfintei Scripturi, de obicei au avut de pierdut, nu de câștigat din slujirea lor. N-au câștigat popularitate, n-au câștigat bani, n-au câștigat faimă. De obicei au pierdut bani, au primit bătaie. Dacă te duci pe cărarea trasată de Hristos, nu vei câștiga foarte mult pe acest pământ. Este păstorul care este călăuzit nu de cuvânt, ci de câștig. Nu întotdeauna financiar, dar deseori. Poate pentru el respectul, popularitatea sau alte porniri carnale sunt mai importante decât bani. Dar acestea întotdeauna vor fi deasupra cuvântului ca și prioritate. El nu mai consultă hartă. El își consultă propriile simțuri. Acesta este păstorul care tace dacă știe că a vorbi îl va costa ceva. Își calculează bine cuvintele. Nu să fie plăcute lui Dumnezeu, dar să fie profitabile. Acesta este păstorul care face ce este mai comod pentru el, chiar dacă nu este cel mai bine pentru turmă. Este păstorul care se slujește pe el în primul rând și nu turma și cel care l-a pus peste această turmă. Secțiunea aceasta concluzionează cu o altă invitație în versetul 12. Invitația aceasta acum nu este rostită din partea lui Dumnezeu, ci este un răspuns la invitația și acuzele lui Dumnezeu din partea străjerilor, din partea păstorilor corupți. Este răspunsul lor la situația aceasta, la cum stau lucrurile în popor, la cum stau lucrurile în biserică. Și după ce primesc avertizarea din partea lui Dumnezeu, uitați cum răspund ei. Veniți, zice fiecare dintre ei, voi scoate vin și ne vom îmbăta cu băutură tare. Iar mâine va fi ca astăzi, ba încă mai bine. Ei, în loc să se pocăiască și să cadă în genunchi înaintea stăpânului, ignoră, ba mai mult sfidează mustrarea lui Dumnezeu. Ei se îmbată nu doar cu vin și cu băuturi tari, dar cu amăgirea neascultării. Ei zic, mâine va fi ca astăzi. Degeaba spune Dumnezeu și degeaba promite El că vin fiarele și ne sfâșie, degeaba spune El că ne va nimici, noi nu schimbăm nimic și nu ne pocăim. Trăim pentru astăzi și acum. Trăim pentru plăcerile noastre. Când situația ajunge într-un asemenea hal, omenește vorbind, este aproape iremediabilă. Aproape iremediabilă. Decât dacă intervine Dumnezeu. În concluzie, pentru această dimineață de seară, ne vom uita la ceea ce Dumnezeu spune poporului per total. Dacă ești păstor, unii dintre noi suntem sau vom fi cândva, dacă ești păstor, sper să fii provocat să te întrebi ce fel de străjer ești tu. Păzești tu turma și o porți pe cărările stăpânului tău? Ai tu priceperea duhovnicească necesară? Ai tu instrumentul vederii spirituale necesară pentru această slujbă? Ai tu dragoste pentru turma Domnului mai mult decât ai pentru tine? Pentru câștigul tău, pentru viața ta? Și dacă ești oaie, ești poate un simplu membru, sper să fii provocat să-ți pui întrebarea, cine mă păstorește? Cine sunt oamenii aceștia în fruntea poporului nostru, în fruntea adunării noastre? Cine veghează asupra sufletului nostru? Sufletelor noastre. Pe ce cărări ne duc? În ce pășuni ne pasc? Din ce izvoare ne dau apă? Și sper să găsiți niște păstori vrednici de chemarea și de funcția care le-a dat Dumnezeu. De seară, cu ajutorul Domnului, vom vedea atenționarea care Dumnezeu aduce întregului popor. Și apoi vom vedea chemarea lui Dumnezeu la pocăință. Atât pentru păstori, cât și pentru oițe. Amin.